Bună! Sunt Mia de la Mireasa 2 și aș vrea să răspund la niște întrebări. La început vreau să răspund doar întrebărilor negative, cum le zic eu, sau haterilor. Vă dau prioritate. Cineva a spus că eram dificilă în emisiune. De ce eram dificilă? Ce facem? Dacă acuzi pe cineva de ceva, vino și cu argumente. Cu argumente. Eram dificilă pentru că eu nu cred că eram. Nu sunt nici în viața reală, nici acolo n-am fost. Și alții mă acuză că ce făceam noi? Făceam curat și făceam mâncare. Asta noi trebuia să le facem. Când a fost mama săptămânii, chemam camera 1 și camera 2, le chemam la curățenie. Dacă ați observat, eu făceam în fiecare dimineață bucătăria. Eu o făceam și Mirela, mai făcea și Mirela bucătăria când vrea ea, restul făceam împreună. Chiar făceam. Erau femei care făceau mâncare. Eu nu fac mâncare, pentru că eu sunt vegan și eu făceam decât mâncarea mea oricum. Dacă făceam mâncare vegan, n-ar fi mâncat nimeni. Dar la lume îi place să acuze. Ziceau că ce făceam noi acolo? Asta era munca, pentru asta eram plătiți. Trebuia să stăm de vorbă, nu trebuia să facem nimica. Ce să fac? Nici n-aveam ce. Mi-ar fi plăcut să fac ceva, mi-e plăcut să muncesc. Muncesc de mică, dar n-aveai ce să faci. Munca noastră era să vorbim. Atât. Atât era asta. Și în legătură cu staful, tot ce am spus celălalt vlog a fost adevărat. Primeam pachetele desfăcute. Știu că unii zic că staful căutau în ele să nu fie bilețele. De fapt, așa ni s-a spus, că caută bilețele. Alta e să caute bilețele. Mie mi-a trimis fata mea un bilet care l-au luat, l-ar citit și în el era scris numărul de telefon din Elveția, că acolo locuiește, că s-am numărul să o sun. Nu era niciun secret. Că mi-a lipsit ceva din pachet, este adevărat. Și a lipsit și la alții, e adevărat. Am vorbit cu mama unei concurente, nu-i dau numele, din respect pentru mamă. Și mi-a spus foarte multe lucruri. Ce a trimis la fată și ce a ajuns. Toate s-au pierdut. Că n-a umblat staful, că nu se pretează staful la un coșuleț cu de toate. Coșulețul ăla cu de toate era al meu. Și dacă nu l-a luat cei din staff, cine a luat? Curierii, că așa au zis cineva din staff, curierul. Curierul ce să facă? Pe drum se oprește și s-a apucat să caute pachete. Nu cred asta. Nu cred. Dacă a plecat de acolo, l-a trimis femeia aceea, n-a ajuns la mine, unde e? Nu era valoare mare, dar era al meu. Eu nu pun mâna la nimeni să iau nimica. Și nu-mi place nici cineva să ia de la mine. Cam afirmat când a zis a fată că sezonul 3, parcă sau în ăsta, mai știu, că stafful îi obligă să facă. Nu te obligă tot să faci. Adică nu-ți pune replici, să zici niște replici. Dar sunt lucruri care trebuie să le faci. Îți spune ce să faci. Îți scrie pe televizor. Du-te și pe asta, du-te și pe asta la altă. Nu facem tot ce vrem noi acolo. Exact ce vrem noi, nu. Sunt niște reguli, chiar așa le cheamă reguli, cum e regula fumatului, care e foarte important, am luat amendă de câteva ori, pentru că n-a respectat-o. Eu nu fumez, dar am vorbit cu fata care fuma. Asta e. Cu staful. Ia să mai vedem. Au fost care s-au luat de Andra, că n-am plăcut-o la început. Am spus de ce n-am plăcut-o. Am explicat în alt vlog de ce nu am plăcut-o. Dar după ce a făcut cuplu cu băiatul meu, n-am avut nicio problemă cu ea. Ce am eu cu copiii altora? Am și o fată, am o fată, și nu mi-a pasit că cineva rău de ea. Și cineva comenta că nu o să reziste, că ea e de etnie și ce dacă eu am știut dinainte, pe mine nu mă deranjează, pe băiat nu îl deranjează, de ce îi deranjează pe ei, pe spectatori? Nu înțeleg. El stă cu ea, mie chiar mi-e dragă fata, acum, și tot mi-a fost și în casă, care ați urmărit emisiunea, nu ziceam eu că sunt fetele mele? Și cât am fost mama săptămânii, am votat-o vreodată pentru eliminare? Dacă n-am plăcut-o, puteam să o elimin. Cum am eliminat-o cu cea mai mare plăcere pe Ionela. Cea mai mare plăcere. Și pe Claudia am propus-o, cu toate că era preferata mea. Dar eu pe Andra n-am propus-o niciodată la eliminare. Și chiar
ultimile luni am luptat pentru ea, ca să nu o elimine. Că voiam să fie cu băiatul meu. De asta. De ce nu? Și eu nu sunt rasistă. Fiecare are șansa lui în viață. Și sunt care comentează de preferatele mele, Claudia și Ștefania. Claudia e prefăcută. De ce e prefăcută? Vino cu argumente. Ce a făcut? Spune-mi. Postează acolo 5 minute din emisiune sau din ce ai văzut pe Antena Play. Claudia nu e prefăcută. Claudia o fată extraordinară. Am stat 6 luni cu ea. 2 săptămâni înainte, mi se pare, a plecat ea. E o fată extraordinară, dar trebuie să o cunoști. Eu am plăcut-o de prima dată când au venit, s-au prezentat, am plăcut-o foarte mult. E o fată foarte bună, un om extraordinar, nu am cuvinte. Și Ștefania, pe Ștefania o simpatizez foarte mult. Fata mea de ciocolată. Nu e fățarnică, nu e niciun fel. Care nu o cunosc cum o cunosc eu, pot să spună. Dar nu e adevărat. Ștefanie e un om cu un suflet foarte mare. Că dacă a venit în casă și n-a vrut să facă, nu, asta e problema ei, de ce a venit în casă și ce a făcut, că a mai fost și la alte emisiuni, problema ei, care nu o cunosc așa ca mine și nu o înțeleg, comentează despre ea, dar nu e frumos. Are mama, are tată, chiar o cunosc pe mama ei, în ziua 28 februarie, când am plecat, chiar am cunoscut-o. De ce să, ce a făcut ea în viața ei, trebuie, nu mă interesează. Dar de ce să zici ceva rău de copilul altuia? Mai ales care au copii. E, alții mă întreabă dacă câștig bani. Tot ce am făcut în casă a fost muncă, normal că ne-a plătit. Normal. Am avut salariu. Și noi și concurenții. N-aș fi venit să stau 6 luni închis acolo, casă, fără nimic. Pe degeaba. E absurd. Voi care comentați de bani, n-aveți servici? Nu vă plătește? Vă duceți așa de drag. Mă duc, stau 8 ore sau 10 sau cât stați. Că așa n-am eu ce să fac acasă. Nu cred. Toată lumea lucrează pentru bani. Lumea trăiește cu bani. Bine, nu sunt banii foarte cei mai importanți, dar sunt importanți. N-ai bani? Altul acuză băiatul meu, pe David, că e leneș și arogant. De ce e arogant? De ce? Mie mi se pare arogant și în casă a fost foarte ok. De ce e arogant? Și de ce e leneș? Ține careva pe cheltuială lui, el muncește să întrețină. Care au comentat că e leneș și arogant, i-a dat ceva? Îi plătește chiria? Îi dă bani de mâncare? Nu. Atunci, de ce? Ca să se găsească în treabă așa, să povestească prostii. A fost un comentariu foarte drăguț, că eu am spus Claudia era o fată, m-am referit. Claudia era în casă. Exact în momentul ăla. De-aia am spus era. Acum, poate să fie altfel. În casă poate să fie într-un fel și afară în altfel. De asta am spus era în casă. În casă era. Știu că n-a murit, așa scrie. N-a murit, pe n-a murit, scuze să moare, numai cât am vorbit cu ea azi dimineață. Și chiar Claudia rămâne preferata mea. Nu există fată ca ea. Și am fost acuzată că zic minciuni de Elena Crăciun. N-am zis minciuni. Dragă Elena Crăciun, nu am zis. Nu-mi plac minciunile. Nu trăiesc din minciuni. Tot ce am zis a fost o părere despre concurenți. Iar ce am zis în casă e adevărul. Și că sunt falsă, tot ea a zis. De ce sunt falsă? Ce-i falsă la mine? N-am nimic fals. Nici interior, nici exterior. Părul e al meu, fața e a mea, nasul e al meu, e mare, știu. Ei, mă dau și eu puțin, mă fardez, foarte rar. Fluza e a mea. Sunt falsă. N-am nimic fals. Chiar nu am. Chiar urăsc falsitatea. De ce aș fi falsă? Pentru ce? Alții se laudă cu coafură. Nu e coafură. Mă piaptă. Mă spăl pe cap, mă piaptă și atâta. Atât. Nu fac coafuri. Pentru ce să-mi fac? Cam atât pentru azi. Comentariile negative. Sper că v-am satisfăcut. Am să revin și cu comentariile pozitive. La revedere! Dați share, like și apăsați clopoțelul să mai primiți notificări. Ne vedem cu bine. La revedere!